Ministrul italian al energiei a declarat astăzi în Senat faptul că întreaga Uniune Europeană plătește zilnic un miliard de euro Rusiei pentru gazul importat. Agenția națională de administrare fiscală ar urma să blocheze fondurile de origine rusească în România, astfel sute de angajați nu și-au primit salariile din cauza conturilor bancare ale companiei care peste noapte au fost blocate. Sancțiuni maxime, ce să zice? Noroc româna și-au blocat conturile unor combinate siderurgice, reșița și slatina și au lăsat cetățenii români fără salariile pentru care au muncit cinstit o lună, a scris avocata Ingrid Mocanu pe Facebook. Când Anaful poprește, uită complet de ce a făcut-o și nu-și mai amintește să ridice popririle. Niciun politician plătit și din taxele acelor familii nu se agită să caute soluții, să dea banii munciți cinstit oamenilor care nu sunt nici demenți, agresori, nici oligarhi. Ruși, noroc că mâine Uniunea Europeană va băga încă un miliard de euro în contul Rusiei, da știu, doar nu o să moară de frig nemții.